Cei mai mare parte din buget, 770 de miliarde lei vechi, merg la învățământ, care înseamnă undeva la 32% din buget. O sumă destul de importantă, 300 de miliarde lei vechi, la termică, dar vom discuta mai mult la următorul subiect de pe ordinea de zi. 170 de miliarde la străzi, 130 de miliarde la salubritate. Noi l-am definitivat în ceea ce privește bugetul primăriei, așteptăm să vedem cotele defalcate din bugetul de stat, care vin prin finanțe, și sumele de echilibrare care vin la Consiliul Județean. Cât privește celelalte aspecte legate de ordonanța de urgență care urmează a fi dată de către Guvernul României, sigur că are și plusuri și minusuri acolo. Noi am spus că avem la sfârșitul lunii decembrie 21 de miliarde de lei vechi arierate. Sigur, aici avem un grafic de eșalonare cu termica la datorii la termica. În măsura în care suspendăm acel grafic, valoarea arieratelor crește. Eu sunt interesat și sigur voi merge în fața Consiliului Local, în măsura în care această ordonanță permite să angajăm niște credite cu dobândă la trezorerie, să luăm un credit de 100-150 miliarde de lei vechi, ceea ce am vrut noi să facem pentru termica, pentru că vreau ca în acest an să terminăm cu datoriile la termica și vreau să vă spun aici mai multe aspecte. Așa cum am spus, avem aprobat în acest an, vom aproba în bugetul Consiliului Local, suma cea mai mare pentru termoficare, 300 de miliarde, și anul trecut am strâns 332 de miliarde de la termica, dar am avut loc și de cele sume consistente strânse prin bugetul de stat. Deci îmi doresc ca până la sfârșitul anului să achităm toate sumele care sunt la termica. Este clar că termica pe actuala structură este ultima iarnă când mai funcționează așa. Din luna mai, așa cum se știe, au câștigat și de cei de la Dream Invest, trebuie să facă noua centrală. Am convingerea că până la sfârșitul sau până la începutul sezonului rece va fi gata măcar o parte din capacitățile care să putem funcționa în iarna viitoare.